Ce se întâmplă cu România și cât va dura această criză politică guvernamentală până la constituirea unei noi majorități? Toată lumea se uită la ce se întâmplă pe scena politică. Probabil că nu vom avea guvern până la sfârșitul anului, un guvern ales, sau poate că lucrurile se vor întâmpla pe repede înainte. Ludovic Orban este personajul negativ al zilei. Spun asta pentru că după demisia acestuia din funcția de prim-ministru, toată lumea l-a scos vinovat oarecum pentru pierderea alegerilor de către PNL. Pe de altă parte, ca să fim corecți până la capăt, dacă nu exista Ludovic Orban, președintele PNL, un PNL aflat în opoziție la 20% în Parlament, liberalii n-ar fi câștigat alegerile europarlamentare. Dacă n-ar fi existat Ludovic Orban, nu cred că ar fi căzut guvernul PSD din toamna anului trecut. Viorica Dăncilă, cine știe, poate era premier până ieri. Dacă nu era Ludovic Orban, cel mai probabil Gabriela Firea ar fi rămas primarul Capitalei dacă n-ar fi făcut negocierile pentru Nicușor Dan Ludovic Orban. Un om politic care, din informațiile noastre, dorește să rămână pe prima scenă. Ludovic Orban își negociază, spun surse de presă, surse politice citate de presa centrală, își negociază o poziție de președinte al Camerei Deputaților pentru perioada următoare, cedând, practic, funcția de prim-ministru pentru un alt lider PNL sau pentru un alt lider politic pe care Iohannis îl va desemna în perioada următoare. Avem și un premier interimar, generalul Nicolae Ciucă, ministrul apărării. El este dat ca variantă de premier și după 21 decembrie, după constituirea noului parlament, dar nu este singur pe această listă. Această listă îl are și pe Iulian Dumitrescu, prim vicepreședinte PNL, un lider important al partidului, pe Florin Câțu, pe Emil Hurezeanu, de ce nu? Un personaj apropiat de Klaus Iohannis, ambasadorul în Germania, Eduard Helvig, fost secretar general al PNL, actual director al SRI, dar și Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, un influent lider al partidului la Bruxelles. Așadar, foarte multe nume. Vedem ce va decide președintele Iohannis. Avem o primă reacție din interiorul PNL. Gheorghe Falcă, fostul primar al Aradului și europarlamentar PNL, va interveni în scurt timp la dosar de politician. Suntem în dezbatere, Alin Bogdan, domnul Andrei Caramitu și Ion Meioniță rămân în dezbatere. O concluzie a discuției apropo de cum va arăta programul de guvernare. Și încep cu dumneavoastră, domnule Andrei Caramitu. Credeți că USR Plus va pune condiții dure pentru constituirea guvernului? Astăzi Dacian Cioloș a dat de înțeles că sunt anumite lucruri pe care, dacă liberalii nu le vor accepta, nu va intra USR Plus în guvern. Eu cred că oricum o să intre în guvern, însă va fi o negociere foarte complicată și asta vine și din experiența domnului Cioloș la Bruxelles, pentru că acolo știți foarte bine, sunt niște negocieri interminabile, dure, între multe țări, care durează nopți, deci de aceea cu asta se pricepe și asta știe și probabil că o să negocieze destul de dur. Acum, ei ce au zis, ceea ce într-un fel e destul de fair. Au spus că vor să negocieze întâi niște măsuri. Deci ce măsuri vrem să facem ca guvern. Asta mi se pare rezonabil. Și de-abia după aia să se discute persoanele și alocarea de oameni. Acum, eu mă gândesc în mod simplistic, dacă aș fi pe partea altă, spune, păi hai să plecăm de la ce am semnat deja. Nu prea am făcut că n-am avut majoritate în, în Parlamentul trecut. Că ei au ceva semnat, niște măsuri. Care a fost agreat de amândouă părțile și între USR Plus și PNL. Deci cred că se poate porni de acolo, însă cred că poate să fie destul de dificil. Eu de asta cred că e foarte importantă implicarea și președintelui aici, pentru că, dacă nu vă spun, sunt atât de multe dimensiuni de negociat, oameni, măsuri, interese diverse, că trebuie cumva rupt ritmul. Noi nu putem ca țară să stăm două luni acum să ne comentăm între noi ce naiba se mai întâmplă și să fim cu guvern interimar, cu lumea frustrată și să apară toți prin presă să se plângă de celălalt. Asta ar fi cel mai mare rău lucru. Ar trebui cumva președintele și cu primul ministru desemnat să-i pună pe toți într-o cameră o zi, două și să iasă de acolo, cumva.
Însă va fi o negociere, cred, destul de complicată. Aici contează și cine o conduce de la USR Plus, dacă o conduce Cioloș, care e foarte posibil să se întâmple, va trebui de foarte mult pentru oamenii lui din Plus, care va crea tensiuni. Deci ce ai văzut? Eu cred că totuși premierul viitor, care, cum am mai spus, cred că trebuie cineva cu oarecare forță, trebuie să aibă un cuvânt de spus despre oamenii care o să fie acolo, pentru că dacă ne pomenim cu tot soiul de personaje care nu prea fac nimic, gen Anisie sau așa, care nu dau bine deloc, și în plus niște imberbi de 25 de ani de la Plus sau de la USR, cred că numai asta ne mai trebuie. Deci trebuie cumva să meargă treaba repede, să aibă un mandat clar primul ministru desemnat, să vină cu lista, nimeni nu o să fie foarte fericit și se votează, dacă nu votează, asta e. Din, politic, partidul care aruncă totul mai. Din ceea ce știți, cunoașteți destul de bine USR, poate și pe cei de la Plus, cam ce portofolii și-ar dori oamenii lui Barna, să-i numesc așa? Știu, de exemplu, că Ionuț Moșteanu și Cătălin Drulă și-ar dori Ministerul Transporturilor, nu e un mare secret. Vlad Voiculescu și-ar dori Ministerul Sănătății, probabil un reprezentant din zona activiștilor de mediu, Ministerul Mediului. Cam, repet, cam asta ar fi informație, cam ce portofolii ar viza USR Plus? Aici, iarăși, depinde puțin de tabere. Deci, dacă ne uităm la tabăra Barna Cioloș, e adevărat ce spuneți. Dacă ne uităm la baza partidului, cred că și-ar dori foarte mult justiția. Sau măcar să susțină un independent la justiție care să fie văzut ca fiind ok. Însă e clar că aici trebuie să înțeleagă și PNL, dar și USR, că trebuie să negocieze rezonabil. Adică PNL-ul nu poate să-și țină, de exemplu, două treimi din miniștri sau trei sferturi din miniștri în contextul actual. Pentru că au nevoie de 50%, dar ei, practic, o să aibă primul ministru și probabil un pic peste jumate din portofoliu. E un mesaj greu pentru, probabil, pentru șefii din PNL. Însă asta va fi realitatea. Acum, nici cei din USR Plus nu trebuie să se întindă unde nu se pricep sau chiar ar face mai rău. Pe unde se pricep? Haideți să începem. Unde se pricep cei de la USR Plus? La fonduri europene, cu Ghinea, îl vedeți întors la minister? Minister important, dacă vor veni marile bugete da, europene. Da, cred că acolo au expertiză și probabil că o să încerce, da. Nu, poate să fie Ghinea, poate să mai fie câțiva pe acolo care sau oameni din jurul lor. Deci acolo, frate, e o zonă de expertiză, plus legătura cu Bruxelles. Aici poate să justifice, pe justiție poate să justifice prin faptul că Predoiu n-a făcut mare lucru, poate să justifice educația, sănătatea, în ideea de reformă reală care nu s-a întâmplat în ultimele luni sau în ultimul an de... Dar cine s-ar califica pentru educație? Pentru educație, cine s-ar califica dintre liderii USR Plus? Sunt mai multe nume, nimeni vizibil ăsta, deci nimeni vizibil în public până acum. Sunt vreo 2, 3, 4 experți acolo care au scris programul de... Am înțeles că este un anumit domn Pălărie, e corect, ceva senator? Da, care e din zona Cioloș, e posibil. Dar nu-l cunosc, nu știu, adică îl cunosc doar prea puțin să-mi dau cu părerea pozitiv sau negativ. Ar fi, practic, echipa Cioloș. Da, cu amendamentul avem legătura cu domnul Gheorghe Falcă, cu amendamentul că, de exemplu, din ce știm, UDMR-ul va cere cel puțin 3 portofolii, cultura, mediu și sănătatea sunt portofolii tradiționale deținute în trecut de reprezentanții UDMR. Bună seara, domnule Falcă! Bună seara dumneavoastră și invitația dumneavoastră! Mulțumesc pentru prezență. Este complicat în aceste ore să găsim lideri ai PNL care doresc să comenteze și să ne explice ce se întâmplă în partid. Care e atmosfera, să spun așa, după demisia premierului Orban? Ce urmează să faceți la partid? Care ar fi pașii? În primul rând trebuie să tratăm cu responsabilitate rezultatul. Până la urmă, rezultatul din cele 3 obiective, putem spune că ne-am atins 2 din obiective. Primul obiectiv era să nu mai avem PSD-ul în zona de decizie parlamentară.
lucru care s-a îndeplinit prin votul din 6 decembrie. Al doilea obiectiv era să realizăm un guvern în jurul PNL-ului, ceea ce se prefigurează. Și al treilea obiectiv era ca PNL-ul să fie lider detașat în interiorul unui guvern pentru a avea o majoritate puternică, stabilă, să produci reformele necesare pentru România în următorii 4 ani. Trebuie să recunoaștem, al treilea obiectiv nu l-am atins. Și eu cred că de aici încolo, în experiența pe care are Partidul Național Liberal, vom avea negocieri cu partidele de centru-dreapta, să spunem, deși pentru mine USR-ul nu este un partid de centru-dreapta, o negociere care să producă două documente. Să producă un program de guvernare și un document de comportament guvernamental și parteneriat, atât a ceea ce înseamnă punerea în aplicare unui program de guvernare, cât și comportament public. Dacă noi vrem ca o coaliție să reziste, să producă efecte pozitive pentru România, să producă reforme și să primească votul cetățenilor în 2024, trebuie să avem un comportament public corect timp de 4 ani și modelele din Germania le putem verifica, ceea ce înseamnă documente de lucru și de activitatea unei coaliții. Da, pe modelul PSPD, da, creștini democrați din Germania, unde se semnează așa o informație de culoare când semnează stânga și dreapta o alianță, se semnează așa topuri întregi de hârtie, da? Pentru fiecare gest, fiecare declarație, fiecare cum, care sunt procedurile de lucru, poate ar fi interesantă ideea să implementăm un model german. Pentru că toate coalițiile de guvernare, începând de la celebra Convenție Democrată, de la mijlocul anilor 90, toate coalițiile au sfârșit în scandaluri interminabile, scandaluri politice și, evident, la ruperea alianțelor. USL, Alianța, da, și toate... Deși produceau acte normative bune, produceau părți bune de reformă, ele erau acoperite de scandalurile comunicaționale din interiorul coaliției. Și lucrul acesta trebuie evitat pentru că avem o oportunitate foarte, foarte mare. România poate să producă reformă în următorii 4 ani, România poate să realizeze investiții enorme cu cele 80 de miliarde de euro pe care le are la dispoziție pentru următorii 7 ani. Deci, atunci când ați discutat de minister, eu cred că trebuie să avem înțelepciunea ca domnul Boloș să rămână pe scaunul de ministru al fondurilor europene. Este surpriza pozitivă a României la Bruxelles. Este omul de echilibru, cel care a deblocat fondurile europene, iar eu îl cunosc pe domnul Ghinea, nu știu dacă mă consider apropiat sau neapropiat, am lucrat cu dânsul 2016, nu vreau să știți cum s-a lucrat atunci și nu aș vrea să ne întoarcem la anul 2016. Stați puțin, că aici avem deja primul conflict. Cristian Ghinea îl atacă și îl acuză public pe Marcel Boloș, chiar în spațiu public, pe pagina personală de Enor l-a atacat pe Marcel Boloș pe diverse teme. Nu o să intrăm în detalii, dar e un conflict oarecum public între cei doi. E clar că își revendică postul de ministru. Și va fi complicat. Apropo de aritmetica și de împărțirea portofoliilor, domnule Falcă, considerați că dacă se va ajunge la această soluție USR plus PNL-UDMR, fiecare minister să fie monocolor, în sensul că dacă USR va lua un minister USR plus, acel minister să fie, cum să spun eu, populat cu useriști și cu oameni de la plus, sau prin intercalare? Mi-aduc aminte de guvernarea din 2009, PSD-PDL, o altă alianță sfârșită în scandal, când, practic, pe sistemul check and balance, da, control reciproc, un ministru PDL avea 2 secretari de la PSD, ceea ce s-a dovedit o sursă de scandal nesfârșit și, evident, cu ruperea alianței de atunci. Eu cred că până să-și ajungă la împărțirea ministerelor, trebuie să avem acel program de guvern și apoi trebuie să se discute cu potențialii miniștri și secretari de stat care trebuie să demonstreze conducerea acestei coaliții că au capacitatea administrativă să ocupe acel scaun. Cea mai mare greșeală a politicienilor
este că după ce scriu un program de guvernare bun, după ce arată o anumită viziune, în posturi cheie apar oameni care nu știu să conducă un aparat administrativ. Este una să conduci, nu știu, o firmă și este una să conduci un aparat administrativ care are alte reguli, care are alt ritm de punere în practică a unor programe și tu trebuie să ai această capacitate de a conduce cu echipa ta un aparat administrativ dintr-un minister care el este de mulți ani acolo, care are cutumele lui și tu trebuie să cunoști aceste cutume. De aceea cred că timpul care ne-a rămas după ce se finalizează negocierea trebuie să meargă în pregătirea acestor oameni care vor ocupa aceste portofolii. O ultimă întrebare, până la urmă chiar o curiozitate. Ludovic Orban a fost singurul vinovat pentru acest eșec de la alegeri al PNL, încât practic să-și asume demisia oarecum singulară? În primul rând, pentru mine nu este un președinte de partid vinovat. Sub conducerea domnului Orban am câștigat alegerile europarlamentare și evident cu președintele României am realizat un referendum care a produs o schimbare majoră în România, lucru care ne-a putut permite ca în vara anului 2019 să dăm jos un guvern toxic care crea o imagine urâtă României în Europa. Da, dacă guvernul era până acum, eram lângă Polonia și Ungaria. Tot Ludovic Orban a contribuit la alegerea președintelui României împreună cu partidul și am avut un mare succes. Tot Ludovic Orban a câștigat alegerile locale împreună cu partidul. Evident, trebuie să fim sinceri, în momentul în care sunt două alegeri la distanță de două luni de zile, într-o perioadă de pandemie în care lumea se gândește la securitatea personală, a fost foarte greu să se gândească la proiectele politicienilor. Da? Trebuie să fim sinceri, este o realitate pe care trebuie să o înțelegem și gestul pe care l-a făcut premierul Orban este un gest de onoare plecând la ceea ce înseamnă modul în care dânsul trăiește valoarea ca om politic și eu cred că trebuie respectat, mai ales că urmează o perioadă de negociere și oamenii trebuie să fie liniștiți și să gândească optimism la proiectele importante pentru România. Mulțumesc pentru intervenție. Revenim în studio în dezbatere. Ion Meioniță, deschidem discuția, o să rog pe colegi să pregătească celebra fotografie, m-am amuzat teribil. Discutăm evident despre AUR, da, această mișcare politică care a obținut aproape 10%, după redistribuire va trece de 10% din mandatele parlamentare. Nu este un partid, este o mișcare heterogenă cu tot felul de personaje care s-au adus unii pe ceilalți în această grupare, această formațiune, mișcare, o numesc eu. Ce este AUR, Ion Meioniță, și ce dorește de la noi? Ca să facem o discuție mai lejeră, mai puțin încrâncenată, mai puțin așa pasională. Deși, din punctul meu de vedere, va fi o discuție așa, pe alocuri tragicomică. Va fi. Încă nu știm foarte multe despre personajele din acest partid. Știm câteva. Ce se ascunde acolo în spate, cine sunt acești viitori parlamentari, AUR, vom avea surpriza să-i cunoaștem când vor fi politicieni aleși și vor depune jurământul și după aia pe la tribuna Parlamentului vom avea ce vedea. Spun asta ținând cont de cele văzute cam până acum. Un conglomerat foarte heterogen, dar bazat pe niște idei de acest tip, de radicali de extremă dreapta, nu e așa semăna foarte mult cu PiS-ul din Polonia, nici măcar cu Fidesz-ul, mi se par mult mai departe decât aceste două formațiuni, adică spre Iobbik aș merge. Pe formațiuni de acest tip chiar mai departe decât Alternative für Deutschland.
merg pe un filon naționalist, autohtonist românesc care vine din anii, din secolul al XIX-lea, care a înflorit în prima parte a secolului trecut în mișcarea legionară în România, ortodoxism, bineînțeles, acum familie tradițională și așa mai departe, antioccidental, pentru că nu poți să fii și naționalist, ortodoxist român și deschis ideilor europene. Deci o izolare de acest tip, bineînțeles cu influențe rusești, de ideologie rusească pe acolo, dar nu sunt la fel toți, sunt diversi, însă au acest filon comun, fapt pentru care se și află împreună în această mișcare. Nu știm încă cine este în spate ca ajutor, logistică, finanțare, pentru că au avut o campanie bine articulată în ceea ce privește online-ul, în ceea ce privește strada, pentru că ei au ocupat spațiul public, fiind prezenți în numeroase ocazii, sfidând regulile. Păi, dar unde era poliția, însă, domnului Vela și alte autorități? Despre ce discutăm aici? Oamenii au fost amendați în România pentru tot felul de lucruri mai puțin sau mai grave, apropo de pandemie. Da? Nu mai dau exemple cu persoane în vârstă care nu purtau bine masca și amendă de 2-3 mii de lei. Oamenii ăștia au umblat cu megafoane prin orașele. La Alba Iulia s-au dus de 1 decembrie, n-au purtat masca, au făcut retragere cu forțe pe acolo, pe sistem legionar. Adică militar. Nu? Militar, da. Și am greșit. Dar cred că poliția nu prea a avut curaj să intervină, pentru că era vorba de o mișcare politică și știți cum este, ca tot românul, imparțial, că nu știm cine ajunge în Parlamentul României și nu e bine să-ți creezi probleme. Însă, iar un punct aici care cred că merită amintit și discutat, ceea ce înseamnă Biserica Ortodoxă. Pentru că, și aici este una dintre disfuncționalitățile guvernului Orban, nu a știut să discute cu ierarhii ortodoxi. La Paști au avut acest dialog și lucrurile au mers bine. A fost și dorința ambelor părți de a regla situația. Acum, nu știu din ce cauză, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și a apărut o ruptură puternică între biserică și autorități, ceea ce nu este bine deloc, pentru că am văzut acele declarații absolut neobișnuite din partea unor înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, foarte supărați pentru măsurile luate de guvern. Și cred că nu atât măsurile de a purta mască, bineînțeles, cu diferențele de ținând de ierarhii respectiv, mai ales faptul că n-au fost consultați, n-au fost întrebați, nu au fost băgați în seamă. Ceva s-a întâmplat acolo, pentru că a fost un mesaj foarte radical. Și pe acest mesaj foarte radical, cine a venit să se plieze? Bineînțeles, Aurul și toată teoria conspirației, că e ceva, discriminare împotriva credinței noastre strămoșe, și de aici o întreagă dezvoltare care a dus voturi. A dus voturi în dreptul lor și iată acum încercând noi să explicăm de ce au venit de la zero și deși n-au venit de la zero. Bun, și am înțeles. Bun, da, domnule Caramitru, ce vor domnii ăștia de la noi sau ce vor din politică? Astăzi au anunțat că nu vor constitui niciun fel de majoritate, nu vor negocia cu nici un partid politic în Parlament, nici cu opoziția, nici cu puterea. Da, și că în general ei există, da? Ei populează Parlamentul cu 10% din mandate. Vedeți informații despre un anumit lider de la AUR, de la Bihor, acuzat de constituirea unui grup care spărgea bancomate în afara țării, în diaspora. Cam asta e ocupația. Doamna Șoșoacă, avocata lui Teodosie, completez informațiile lui Ion Meoniță, cum că anumiți clerici ai Bisericii Ortodoxe s-au implicat în campanie pentru AUR, făcând propagandă, făcând munca asta de partid, în special pe internet.
Ce credeți, Andrei Caramitru? Deci ce doresc acești domni de la noi? De fapt. Eu cred că vreau, își doresc destabilizare. Destabilizarea statului la maț. Și asta nu o vedem doar la noi, se întâmplă cu gilet jaune în Franța, da? Se întâmplă cu mișcările anti-mască în Germania, care este stat de se bat cu poliția weekend de weekend. Deci există un filon de ăsta de destabilizare masivă a structurii statului, da? Deci mai vorbim de interese politice, să iei o funcție undeva și așa mai departe, mișcare profund antisistem, probabil cu influențe externe sau din zone obscure, pentru că organizarea este mult prea bună ca să poată fi făcută așa. Eu vă spun, eu am fost în un stelet când toată lumea din partidele tradiționale și imaginau că cine știe ce mașinărie online e acolo și cât de... Vă spun că nu era nici 10% din organizarea că am văzut-o la AUR. Deci o treabă foarte profesionistă acolo. Eu unde sunt dezamăgit este că, practic, ce s-a întâmplat? Există o întreagă zonă, mai ales de tine. Aici nu vorbim de votanți în vârstă, vorbim de votanți tineri, în general, și bărbați, care au fost abandonați atât de PNL cât și de USR. Eu m-am uitat, vă spun, în detaliu pe segmentarea votanților la europarlamentare. Exista un grup foarte important, o treime din votanții USR atunci, erau oameni tineri cu până în 8 clase, da? Care din diaspora și din stați România că asta e informație, asta e informație, o informație importantă. Deci 30% din electoratul USR era format din tineri cu 8 clase, băieți, bărbați. În acel moment, da, deci sigur nu toți, era un segment, nu mai știu exact, era mare, era cam o treime, care era în zona needucată, deci în zona mai puțin, cu educație mai puțină, majoritar bărbați relativ tineri, deci 35 de ani și mai puțin. Am văzut și o statistică asta, la prezidențial. Cu educație medie, liceu, da. Pierduți, da, exact, ăștia au fost pierduți la prezidențial, n-au mai mers la vot. După aia, acum au ieșit, sigur că n-au fost doar ăștia. A fost și o zonă acoperită în acel moment de PNL printr-un discurs un pic mai naționalist, în special prin Raluca Bogdan, Oreste și toată zona asta, da, la europarlamentare. E, în momentul când n-a mai fost discursul ăsta dur antisistem de la USR Plus, că a migrat către o chestie elitistă, da? La Rare și n-a mai vorbit atât de mult și a fost un pic marginalizat și mai departe, ăștia s-au simțit pierduți. Și acum, sigur, ei nu gândesc că pro-Occident, anti-Occident, sunt doar antisistem. Acum, greșeala PNL-ului și USR-ului este că în loc să-i captureze niște mișcări rezonabile, da? Care sunt pro-occidentale, au ajuns într-o chestie legionaroidă, da? Da? Care este o mare problemă. Deci aici... Cred că acolo e un... Deci eu vă spun sincer, nu cred că toți sunt anti-occidental, profund ortodox. Cred că este o îngrămădeală de oameni supărați pe viață, frustrați de pandemie, frustrați de sistem, în general cu educație mai precară și cu educație. Da, oamenii aceștia sunt care români. Acum s-au dus acolo în zona asta. Oamenii aceștia sunt români dintre noi, ca să spun așa, și au nevoie de același lucruri. Absolut. Au nevoie de locuri de muncă, presupun, au nevoie de... Exact. Locuri de muncă, de un venit decent, au nevoie de infrastructură. Au nevoie să fie respectați, să nu mai fie tratați absolut. Ca fiind niște paria ai societății, doar pentru exact. Că nu au mai mult de exact. 12 clase și așa mai departe. Și crezi că șoșoacă, crezi că ăsta, spărgătorul de bancomate, Simion, ăsta târziu, o să le ducă la îndeplinire, cum să spun eu, dezideratele lor sociale și politice? Unul dintre dezideratele doamnei Șoșoacă de acum 4 ani coincidea cu dezideratul domnului Caramitru sau al domnului Ghide. Protestul împotriva ordonanței 13. George Simion la fel. Erau protestatari anticorupție. Lucrurile astea trebuie spuse. Ei sunt protestatari de meserie. Își iau câte o temă. Da, ăsta e jobul. S-au lipit de piața Victoriei împreună cu societatea civilă Lato Sensu și cu unele partide politice, cum ar fi PNL-ul sau USR-ul la vremea respectivă. Exact. Cred însă că trebuie să începem discuția de la cei care au votat AUR-ul și nu de la personajele din AUR sau de la ceea ce în spatele AUR-ului. Știm sigur că într-adevăr au avut ceva forță, bani în Facebook s-au băgat, au avut boți foarte mulți,
Boți, era ce sunt pentru, telespectatorii? Știu mai bine ca noi telespectatorii. Da? Nu, sunt niște conturi, practic, da, false de Facebook, care generează automat mesaje pe paginile pe care tu le țintești. Eu am mai auzit teoria asta și ieri în discuții ample cu anumiți domnuri. Deci, dar cine plătește povestea asta, Alin Bogdan? Nu sunt instituții ale statului care trebuie să verifice fluxurile astea financiare? Ce important însă este ca, după părerea mea, ca analiștii, comentatorii, într-un fel sau altul noi toți, să nu facem greșeala de a-i trata pe acești oameni care au votat, poate că aur sau personaje din aur se duc singuri în derizoriu. Nu despre aur e vorba. E vorba de cei care au votat aur. Nici nu putem să-i luăm în serios. Ăsta nu este partid, Alin Bogdan. Este o poveste. Eu discut de oameni. Ca și pe PDD-ul Dan Diaconescu, de exemplu. La fel cum trebuie luați în serios cei din Germania. Mă uitam la imaginile protestantarilor din Germania. Ăia nu sunt niște coate goale, mațe fripte, de ăștia care cred că sunt nu știu ce chestii pe sub munții Carpați. Alin Bogdan, stai puțin. Și așa cum, mai cum departe. Pot să mă uit la un, serios? Cum pot să mă uit serios la un personaj ca George Simion, care n-a avut un loc de muncă Simion. Timp de 20 de ani? Care au votat. Nu, da, eu mă uit la cei care au intrat în Parlament. Deci, ce să discut cu un om care nu are un loc de muncă, nu are niciun fel de trasabilitate, nu este foarte clar dacă a făcut școală sau nu, pe care l-am găsit într-o galerie de fotbal. Uită-te la comunicarea lor și ai să vezi că au fost singurii care n-au purtat mască. Deci, analiștii, specialiștii, influencerii scapă din vedere, da, că oamenii nu poartă masca aia nici de frică, foarte mulți dintre ei, nici din plăcere, ci din obligație, din frică, deci, de amendă. Ion Meoniță. Iar masca este simbolul pericolului în care se află locul lor de muncă, pericolului în care se află afacerea lor. Nu uitați de pierderile din agricultură, de pildă, de pierderile din sectorul Horeca. Și așa mai departe, deci ăștia nu sunt niște paraziți, nu sunt niște coate goale, mațe fripte, care n-au deschis o carte în viața lor. Și care au votat, și care au votat fel de, tot felul de personaje. Au fost singurii care le-au venit pe Facebook fără mască. În rest îi vedeau pe toți cu mască. Practic erau o replică a lui Arafat și Cristian Tudor Popescu. Ăștia care apăreau, politicienii. E, oamenii ăștia vreau să vadă și altceva, vreau să vadă oameni. Măi, Alin Bogdan, dacă eu, de exemplu, am o mică afacere, da, în agricultură sau o mică afacere în Horeca, cum pot să mă duc să-l votez pe Simion, pe Șoșoacă, pe ăla, pe ăla, spărgătorul de bancomate? Dacă eu sunt un om rezonabil. N-ai votat și pe Iohannis, la limită. Da. Nu. Ion Meoniță, asta e discuția. Se va stinge fenomenul ăsta sau sunt șanse să crească? Cel mai mare pericol e ca pe acești oameni care au votat să-i tratăm în continuare ca fiind niște pari ai societății, că mesajul lor este, nu știu, legionaroid, primitiv și așa mai departe. Nu. Mulți dintre ei n-au avut poate nicio treabă cu zona, să spunem, de credință, da, sau de ideologie politică. Pur și simplu au dat votul ăsta pentru că nimeni din celelalte partide n-a vorbit cu ei în această campanie și pentru ei, pentru îngrijorările lor. Nu s-a vorbit de tema COVID, da? Care sunt perspectivele legate de afaceri, de business, de locurile de muncă. Iată, nu s-au plătit banii pe măsurile 2 și 3, au avut grijă să dea la mass media, dar uite, 2 și 3 nu s-au plătit din planul ăla de astă primăvară. Și atunci oamenii ăștia... Și vine, aur o să vină să le dea pilonul 2-3? Păi nu o să vină, că în geam s-a obișnuit că nu o să vină nimeni. Ok. Atunci e un vot de revoltă. Absolut. Este absolut un vot de revoltă. Categoric. Practic este un bidon dar al nemulțumirilor. Dar nu vine din partea unor tâmpiți. Atenție, nici revoltatul un om care face un gest politic, dar care nu are o bază rațională... De Barnaghina, nu? Okay. Nu e rezolvat deci este un problemă. Vot emoțional. Ion Meoniță, este un vot emoțional, nu? Sau ce este, de fapt? Este partidul COVID. Este partidul generat de pandemia COVID. Aur. Bine spus. Domnilor, la alegerile din 1933, după cea mai gravă criză economică a Occidentului, partidul nazist a câștigat puterea prin Adolf Hitler. Și iată ce a urmat. Nimeni nu credea atunci, ianuarie 33, că partidul nazist va dura mai mult de 6 luni la guvernare sau că va lua guvernare.
Erau mult mai mulți grei în statul, în Republica de la Weimar, care spuneau că vor manipula mișcarea nazistă în folosul lor. Și au ajuns în lagăr. Deci nu vreau să dramatizez lucrurile, nu fac comparații, nu spun că acești oameni sunt asta. Nu sunt. Vreau să spun că situațiile excepționale pot în anumite momente să genereze niște mișcări care scapă de sub control. Nu mă refer la AUR în acest moment, am amintit doar că aceste momente de criză pot duce în societate. Acum, ce fac ei? Că se vor diminua, că vor arăta ce pot, că vor genera altă mișcare. Nu știm în acest moment. Eu sper să ajung la un modus vivendi, pentru că dacă se lasă duși, au mai multe facțiuni acolo. Este și una foarte radicală și violentă, care a dus la scandalul de la Valea Ucilui, provocării acolo. Dacă ajungem să avem dificultăți cu minoritatea maghiară, să spunem, ei au o problemă cu asta, sunt foarte targetați pe politicile, discursul antimaghiar, pe care l-a avut și PRM-ul, bineînțeles, dar sper să nu se depășească un nivel care să nu pună în primejdie totuși ceea ce spunea și Andrei Caramitru, o destabilizare a societății românești și a statului. Pentru că se poate fi ceva și aceste mișcări din Europa asta fac în momentul de față, indiferent că sunt în Catalunia sau sunt în Paris, până la urmă zguduie puternic establishmentul cu tot ceea ce înseamnă asta, inclusiv locuri de muncă, inclusiv bunăstarea societății, pentru că dacă ați văzut la Barcelona cât a fost în flăcări, nu au mai venit turiști acolo să se ducă la mica afacere, să mănânce acolo un jamon iberico și să dea banii celui care seara te dea cu sticle incendiare. Deci el a îngrijorat de afacerea lui, mica lui afacere, dar totuși dacă te-a pus să zguti halul ăsta, societatea s-ar vrea să rămână toți. Păi mica afacere era închisă, Ioane. Ăla cu mica afacere dădea foc la ce acolo. Foc în Barcelona. Deci depinde de scara la care lucrăm, știi? Și de obiectivul final. Că sunt niște oameni care sunt frustrați, înțeleg, nu-i condamn că sunt frustrați, că au rămas poate fără un loc de muncă sau sunt îngrijorați că s-ar putea să nu-l mai aibă, pentru că deocamdată cu bani europeni se mai plătesc niște ajutoare pentru niște domenii Horeca și restaurante. Și alea nu sunt bani produși în România, sunt bani produși de contribuabilul german împotriva căruia luptă acești oameni. Ca să nu mai dea fonduri europene, să nu ne mai corupă cu ele. Deci, până la urmă, depinde cât de departe își propun să meargă. Dacă ajung așa ca un partid mai extremist, un partid dar care păstrează regulile mari ale jocului, e una. Dacă își propun să nu respecte regulile jocului, cum nu au respectat chestia cu masca, atunci s-ar putea să ajungem la alte probleme. Și atunci ce se întâmplă? În Parlament vor acționa ca un fel de grupare care va cenzura atât puterea cât și opoziția, spun declarativ aparenții lideri pe hârtia acestui partid într-o declarație de presă astăzi. Deci, practic, vor sancționa vechile partide sau partidele politice, cum să spun eu, tradiționale deja. Aici inclus și USR Plus, care dacă va intra la guvernare, practic va deveni un partid așa, clasic, tradițional, da? Deci, ce vor face în Parlament, Andrei Caramitru? Eu cred că o să meargă până la capăt ăștia cumva. Acum depinde și cine e în spatele lor. Dacă sunt forțe externe, avem o mare problemă. Dacă sunt unii de mai de pe la noi, o să fie mai ok. Deci nu știu. Dar eu cred că se va întâmpla așa. La un moment o să critique guvernarea zicând că este vândută maghiarilor, că se udă mereu acolo, da? Asta va fi prima mișcare. Da, vor să modifice Constituția, să scoată UDMR în afara legii. Exact.
Exact. Deci asta va fi prima mișcare și după aia, după ce începe să erodeze coaliția asta, o să preia cât se poate de mult tema asta anticorupție, care o să anunce mai ales tereu pe partea elaltă și o să facă provocări non-stop și o să meargă foarte în forță. Stați puțin. Destul de îngrijorat. Deci, cum poate să vină unul care are dosare ca spar bancomate să-mi vorbească despre anticorupție? Nu înțeleg. Vă dau un exemplu. Uitați-vă, eu mă uit în fiecare weekend și urmăresc fenomenul. Ăsta cu gilejon și cu revolte în Paris. Violența care este acolo este inimaginabilă. Noi vorbim de oameni care se bat față în față cu jandarmii și de multe ori că jandarmii trebuie să fugă. Da? Deci vorbim cu oameni înarmați care dau foc la bănci, adică nu mai vorbim de manifestații normale. Da? Ăștia spun că practic elitele sunt corupte, că se fac prea mulți bani ce ei n-au, mulți din ei fiind mici ăștia care fură oameni marginali, da? Dar care din punctul lor de vedere sunt împotriva sistemului care le-a făcut lor un rău. Foarte bine organizați. Și dacă vă uitați, Macron deja are probleme mari de tot și a început să preia un discurs un pic mai dur și radical împotriva imigranților, împotriva altor teme, ca să preia un pic din furia asta, să zică că stai că de fapt nu mă jurați pe mine pentru că fac și eu ceva cam ce vreți ce vreți și voi ca eu să fac. Acum, eu nu cred că o să ajungem, realist vorbind, ca să fim dominați de așa ceva, pentru că românii totuși nu sunt atât de violenți și radicali. Da? Hai să fim serioși. Practic există sigur ocupare, poate să ajungă până la un 15% fără probleme. Însă. Dar cred că poate fi izolați. Riscul este să cumva să depindă pentru următoarea guvernare PSD-ul de ei și atunci avem o problemă. Acum, pe de altă parte, și asta e partea pozitivă pe care vă spun, e mai periculos să-ți infecteze un partid mare mișcarea asta anti-europeană, anti-occidentală, cum s-a întâmplat cu Dragnea, pentru că în momentul ăla practic a nu stat în aer. Poate e mai bine să izolezi într-un partid de 10-15% cum e peste tot în Europa, că vorba aia, până și în țările nordice există așa ceva, și să-i ții afara jocului politic și să îi lași să se răsufle pe parcurs. Trebuie gestionată foarte atent însă treaba asta și n-aș subestima. Sincer. Calin Bogdan, se stinge mișcarea asta? Are potențial de creștere? Nu, eu nu văd ca un partid, pentru că nici nu cred că funcționează ca un partid. Un partid înseamnă structuri, înseamnă sedii. Absolut. Ei s-au organizat pe Facebook. Vor avea și USR-ul. Da. În început, USB-ul nu avea cine știe ce sedii, dacă mi-amintesc eu bine. Mișcările de tipul ăsta, fie că ele pleacă pe bune de la un nucleu de oameni bine intenționați, fie că sunt gândite în laboratorii, ele încep în general fără sedii, fără și partidele până la urmă. Ianuarie 90 nu erau, n-aveau sedii. Dar ceva bani în campanie au cheltuit, am înțeles, au nu? Au cheltuit. Pe de unde? Vești ca întrebare. Că tot timpul când apare câte un partid dintre ăsta nou, antisistem, e plin de bani. Nicușor Dan în 2016 avea niște corturi faraonice prin București, care au stat vreo 3 luni. Știți cât costă un cord din ăla și chiria pe el la primărie? Cât costă? Câteva sute de euro pe subun pe lună, ceva nu? De, mai mult. Mai mult? Ceva mai mult. Da. Și erau foarte multe. Mă rog. Dar nu ăsta e subiectul. Oamenii ăștia, eu insist asupra acestei, asupra oamenilor care sprijină un asemenea tip de mișcare. Tipul ăsta de mișcare crește în Europa. El a ieșit cumva din zona marginalului, chiar dacă, așa cum bine spunea domnul Caramitru, se ocupă cineva să-i țină în afara jocului politic la nivelul conducerii statului. Dar mișcarea jos e foarte puternică. Foarte mulți oameni privesc, și ăștia nu sunt nici nebuni, nici rusofili, nici ce vreți dumneavoastră, dar nu i-a pus Putin să gândească așa, gândesc în mod corect că este un exces de măsuri restrictive, care le afectează viețile din toate punctele de vedere în raport cu periculozitatea virusului. Oamenii nu mai cred în justețea acestor măsuri. Încă la noi, atenție! Parte din,
dintre... Bun, și pe prezența redusă la vot. Dacă era o prezență de 40%, AUR nu intra în Parlament. Absolut. Mai trebuie să spunem și lucrul ăsta. Și rezultatele ar fi deci de 500.000 de voturi nu erau suficiente să intre. Ar fi câștigat alegerile în situația dată. Dar iarăși este o mare greșeală, de pildă, să tratăm absenteismul în bloc ca fiind generat de frica de contaminare. Eu am fost cu o seară înainte într-unul din magazinele mari din capitală, da? Și era ca în vremurile bune. Erau cozi de mașini pe podul Băneasa, de oameni care se duceau, veneau la cumpărături și așa mai departe. Deci nu frica i-a ținut departe de urne, i-a ținut departe de urne, tocmai faptul că partidele astea, trei mari, aș pune și PMP-ul aici, nu a comunicat deloc cu oamenii ăștia pe îngrijorările lor. Nici PNL-ul, păi nici PSD-ul. Toate aceste partide au făcut sondaje tema de pandemiei, opinie. Tema au, pandemiei au făcut cercetări sociologice. S-au prins târziu. A vorbit președintele despre vaccinare, a anunțat la mijlocul campaniei, marea campanie de vaccinare. Au discutat despre COVID. Subiectul, ei s-au adresat doar celor cărora le e frică de virus. Sau le e foarte frică de virus. Celor cărora nu le e atât de frică de virus, cât de viitorul economic, viitorul libertăților chiar, personale, da? Cu oamenii ăștia ei n-au vorbit deloc. Aici a fost, de fapt, problema. Asta a fost cheia acestor alegeri și de-aia avem acest fenomen AUR atât de pregnant. Pentru că doar ăștia au vorbit cu oamenii respectivi, doar ăștia au atins această temă. Ceilalți s-au făcut că plouă, ne-au vândut iluzia unei țări hiperdezvoltate, cum e cazul PNL-ului. Domnilor, fără pentru prezență, la USR și așa mai mulțumesc, departe. Domnule Caramitru, Ion Meonița, Alin Bogdan, mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne vedem mâine. Se resetează toată scena politică după demisia premierului Orban de astăzi. Urmează negocierile. Pare, repet, pare a fi constituit o majoritate PNL-USR plus UDMR, însă poate că vor veni multe surprize în perioada următoare. Cu siguranță urmează o perioadă de turbulențe politice și de negocieri intense. Noapte bună în continuare, ne revedem mâine ora 22.